Bună seara, stimați telespectatori! Am venit aici pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți crescătorii de miei, ferme, turme, stâne, grajduri și altele și doriți să sacrificați miei de Paște conform normelor în vigoare. Fernando? Cine? Eu? Nu, Fernando Torres de la Liverpool. Da, mă, tu! Eu? Ce? Da, deci fii atent. Pentru ca mielul ăsta să fie suprimat conform normelor europene în vigoare... Să fie ce? Să fie sacrificat, Fernando, sacrificat. Adică să-i taie ciocolara pe sistem. Taci că te aude. Taci că te aude. Deci, pentru ca mielul să fie sacrificat cum se cuvine, el nu trebuie să fie stresat. Să nu fie stresat? Da. Are probleme la serviciu? La uite-l, mă, frate. Fernando, concentrează-te puțin. Deci fii atent. Noi trebuie să facem în așa fel încât trebuie să se relaxeze total, să nu mai fie stresat deloc. Deci am înțeles pe sistem, adică mielul trebuie să-i dăm așa ca un fel de relaxativ ca să nu mai fie stresat atunci când îl omorâm pe sistem. Atunci când îl suprimăm. Când îl supărăm. Așa. Deci pe sistem, ca să fie relaxat, pot ca să-i spun o poveste. Bravo, spune! Mielule, a fost odată o bagaboantă de capră pe sistem care avea trei ierți. Iedu 1, iedu 2 și iedu 3 pe sistem. Și la un moment dat a vrut ca să plece la cumpărături și le-a spus: nu dați trupul la nimeni decât atunci când eu o să fiu la ușe și o să vă cânt așa: trăiesc cu ies, și am amintesc cu ies, că mama va duce vouă lapte, carne, lapte, carne, sucă, ouă, 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 ouă. Bă, sistem, dar atunci a plecat bagaboanta de capră și la ușă era lupul pe sistem, care a auzit, s-a bătut și a început să cânte. Fernando! Ce faci? Bine? Fernando, tu ești nebun? Asta este întrebare sau constatare? Fernando, ce poveste îi spui tu mielului? Capra cu trăiesc să știe! Fernando, tu vrei să relaxezi un miel spunându-i povești cu iezi care sunt morți și sunt mâncați de lup? Deci, care este problema? Deci povestea este cu iezi, nu cu miei. Fernando, e același lucru! Nu este deloc același lucru, pentru că iezii pe sistem are coarne și miei n-are. Fernando, iezii are coarne, dar sunt mici și nu se vede, dar rest arată ca miei. Arată ca miei? Da! Moare cibilanta, a rămas eu cu ricetul școală, că zoologia e confuză. Fernando, trebuie să relaxăm mielul. Cântă-i ceva, hai! M-am căsătorit cu un bărbat împit! Fernando, ceva relaxant cântă-i! Ceva relaxant pe sistem? Să se relaxeze! Unde duci tu, mielule? Unde duci tu, mielule? La tăiere, domnule! Fernando! Da? Un cântec relaxant, tu-i cânti de relax despre miei care se duc la tăiere? Atunci mai bine să-i fac un masaj pe sistem. Lasă-mă, Doamne, de ce mi l-ai dat mie? Fernando, spune-i o poezie, relaxat ceva, orice. O poezie pe sistem o am deja pregătită. Te rog, uite, mielul îți spune, Fernando, o poezie, da? Hai. Un miel să bolnăvite mușcând în întâmplare o înveninată floare sau iarbă, nu se știe. Destul ca lui moarte nu mai era departe. Fernando! Ce poezie e asta, Fernando? Mielu muribund de Grigore Alexandrescu, poetul, nu spitalul. Fernando, tu vrei să relaxăm un miel? Ești nebun, îi spui poezii cu miei morți? Vrei să îl scoatem în oraș? Unde să-l scoatem în oraș? La Bellagio, să știe! Nu e bine, Fernando, gândește-te la altceva! La altceva? Da! Îi punem un film!
Asta e. Asta îi punem. Ai văzut că poți să gândești ca lumea când vrei? Îi punem un film. Hai. Asta este. Gata. Ce film îi punem? Tăierea mieilor. Să știe. Fernando, mă arunc pe geam. Suntem la parter. Mă arunc de mai multe ori. Nu știu, gândește-te și tu ceva. Noi am reușit să stresăm mielul ăsta mai mult. Uite-te și tu la el. Nu l-am relaxat deloc. Fii atent, nu mai bine facem altceva ca să fim și umaniști pe sistem? Ba da. Mai bine îi punem o zgardă și zicem că-i caniși. Hai acasă că m-ai omorât, hai acasă. Ne-am luat câine pe sistem cu pedigree. Hai de cu tu să știi.